Când Iisus a ieșit afară din locul preasfânt, am auzit sunetul clopoțeilor de pe veșmântul său și atunci, când el a ieșit, un nor de întuneric i-a acoperit pe locuitorii pământului. Atunci nu mai era niciun mijlocitor între omul vinovat și un Dumnezeu insultat. Atâta vreme cât Iisus stătuse între Dumnezeu și omul vinovat, o restricție fusese asupra oamenilor, dar când Iisus a părăsit afară din locul dintre om și Tatăl, restricția a fost îndepărtată și Satan a avut controlul asupra omului. Era imposibil ca plăgile să fie revărsate în timp ce Iisus slujea în sanctuar. Dar când lucrarea lui acolo este terminată, când mijlocirea lui se încheie, nu există nimic care să oprească mânia lui Dumnezeu și ea izbucnește cu furie peste capul lipsit de apărare al păcătosului vinovat, care a disprețuit mântuirea și a urât mustrarea. Ultima lacrimă pentru păcătoși fusese vărsată. Ultima rugăciune agonizantă fusese adusă. Ultima povară fusese purtată. Vocea dulce a îndurării nu avea să-i mai înbie. Ultima notă de avertizare fusese dată. Când sfinții și tot cerul erau interesați de mântuirea lor, ei nu au avut niciun interes pentru ei înșiși. Viața și moartea puseseră puse înaintea lor. Mulți au dorit viața, dar nu au făcut niciun efort pentru a o obține. Ei nu au ales viața, iar acum nu mai era sânge de ispășire pentru a curăți păcătoșii. Niciun mântuitor milos care să intervină pentru ei și să strige: cruță, cruță păcătoșii încă puțin. Tot cerul se unise cu Iisus atunci când a auzit cuvintele înfricoșătoare: s-a împlinit, s-a sfârșit. Planul de mântuire fusese împlinit, dar puțini alesăsere să accepte planul. Iar când glasul dulce al îndurării a încetat, i-a cuprins spaima și groaza. Cu claritate înspăimântătoare ei aud: prea târziu, prea târziu. O mare parte dintre cei răi era foarte înfuriat atunci când suferea efectele plăgilor. Era o scenă de chin înspăimântător. Părinții le reproșau amar copiilor lor, iar copiii le reproșau părinților lor, frații surorilor lor și surorile fraților lor. Strigăte puternice, tânguitoare, se auzeau în orice direcție: tu m-ai oprit de la a primi adevărul care m-ar fi salvat din acest ceas cumplit. În aceste timpuri ale sfârșitului, Dumnezeu face apel la inimile noastre să ne trezim la realitate. Evenimentele care s-au declanșat pe pământ anunță că revenirea lui este chiar la uși. Azi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Încă Domnul Iisus Hristos
mijlocește pentru tine în sanctuar. Vai de omul acela care nu își are păcatele mărturisite. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri târzii să ne împăcăm unii cu alții și cu El, să strângem rândurile și să ne pregătim pentru cer. Dumnezeu să vă binecuvânte pe toți, iar împreună să fim copii curați și pregătiți pentru întâlnirea cu El. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin.